UPL, lider global în biosoluții, vă recomandă Aminoplant. Bună ziua, bine ați venit la Agricultura, o șansă pentru România. Astăzi discutăm în prima parte despre inflație. E o poveste aici, pentru că părea că am mai scăpat un pic de această creștere a prețurilor. Cifrele de astăzi ne arată că lucrurile nu stau chiar așa și o să vorbim imediat cu un expert în domeniul economic care ne va explica unde ne aflăm și unde ne ducem cu această inflație. În partea a doua vom vorbi despre o interesantă inițiativă a unui fermier din Timiș. Cred că majoritatea îl cunoașteți, dar o să-l vedeți la momentul potrivit, care a oferit două burse unor studenți care să facă practică în ferma lui. Cred că este un bun exemplu și o să stăm de vorbă cu Alexander Degeanschi, despre el va fi vorba în a doua parte a emisiunii. La final, așa după cum v-ați obișnuit, avem o corespondență, de data aceasta va fi din județul Iași. Începem însă cu inflația și îl salut și îi mulțumesc domnului Dragoș Cabat pentru prezența în emisiune. Bună seara, domnule Cabat, vă mulțumesc pentru prezență. Bună seara, eu vă mulțumesc pentru invitație. Așadar, o rata inflației astăzi anunțată de Institutul de Statistică de 15,5%. Prima întrebare, sigur, este dacă a fost totuși o surpriză pentru analiștii economici precum dumneavoastră. Pentru mine nu a fost o surpriză. Am înțeles că ar fi fost o surpriză în general pentru alți analiști. Pentru mine a fost însă o surpriză faptul că inflația a scăzut în luna ianuarie, pentru că n-ar fi fost normal să se întâmple așa și poate la un moment dat Institutul Național de Statistică o să ne explice cum s-a întâmplat acea scădere a inflației din ianuarie sau poate că o să facă o rectificare a cifrelor. Pentru că normal era ca atâta vreme cât salariile minime, salariul minim și pensiile au crescut de la 1 ianuarie, acest lucru să se vadă imediat și în prețuri. Pentru că, desigur, că aceste majorări de pensii și de salarii au fost făcute către persoanele cu veniturile cele mai mici din societate sau unele dintre cele mai mici din societate, cei cu salariul minim pe economie și către pensionari. Iar deci, aceștia își folosesc toți banii, inclusiv cei în plus, veniți de la 1 ianuarie, pentru a cumpăra bunurile de primă folosință, de primă necesitate, inclusiv aici produsele alimentare. Iar pe acestea se pune o presiune destul de mare pe cerere și atunci prețul lor crește în consecință. Deci dumneavoastră spuneți, domnule Cabat, că chiar dacă uneori nu ne place, dar aceasta este situația, când vedem creșteri de salariu minim și de pensii, în general de venituri, ne putem aștepta ca rata inflației să mai urce un pic, nu? Aceasta este situația. Bineînțeles, pentru că... Și ați explicat de ce, vă rog. Pentru că pe termen scurt, adică imediat din luna în care s-au luat salarii mai mari și pensii mai mari, există această cerere în plus a acelor oameni care au mai mulți bani și vor să cumpere mai mult, iar pe partea de ofertă nu se schimbă mare lucru. Chiar și importurile care se fac le ia un timp până se acomodează la nou nivel al cererii. Un timp, o perioadă de 2-3 luni. Și atunci, în primele 2-3 luni, vedem o creștere a prețului acestora. Sigur că acum se spune că devin a fi mărfurile, în special alimentele venite din import. Nu prea este așa, pentru că prețul alimentelor în țările Uniunii Europene, cel puțin, nu crește așa de tare cum crește în România. Și mai degrabă vorbim, pe de o parte, despre această creștere majoră de pensii și de salariu minim și, desigur, pe dorința retailerilor și a distribuitorilor, nu a producătorilor, dar a retailerilor și distribuitorilor, de a-și majora profiturile în perioada aceasta, mai ales ținând cont de faptul că au auzit și ei de noțiunea de inflație și zic că
dacă tot se poate, hai să mărim prețurile, ne mărim și noi profiturile. Mi se pare interesant că ați făcut o nuanță, o mică, o diferență acolo. Deci retailerii, distribuitorii, mai puțin sau deloc, spuneți, producătorii. De ce vă gândiți la acest lucru? Mă rog, credeți și dumneavoastră că tensiunile sunt mari în zona producătorilor și că ei se lovesc de presiunea aceasta a inputurilor, a prețurilor, materiilor prime și așa mai departe și în același timp li se pune, să spun așa, o foarfecă a prețului de către retailer și distribuitori? Da, ei nu au putere. E o problemă aici de cine are putere pe piață. Și micul producător nu are putere. Sigur, sunt și producători foarte mari, cei care au sute de hectare de teren, dar acolo este o altă poveste. Aceia, în general, sunt și integrați și nu mai sunt doar producători, ci ajung mult mai departe cu ciclul de producție și de distribuție. Reușesc să integreze producția și acolo sigur, deci e tot un pic sigur că da. Deci acolo deja este o altă poveste. Dar pentru producătorii mici, aceștia nu au forță de a negocia în relația cu retailerii și cu distribuitorii și atunci pe ei au fost presați pe de o parte de prețurile mai mari, la costurile mai mari, la materii prime, la transport și la toate acestea, iar pe de altă parte nu au putut majora prețurile așa cum și-ar dori, pentru că distribuitorii care doresc să aibă niște profituri mai mari. Da, e o opinie pe care o împărtășesc și producătorii, cei, cum spuneți, cei care sunt într-o astfel de situație. Energia a mai fost o problemă sau considerați că rămâne o problemă la fel de mare pentru inflație, tariful energetic, și aici mă refer și gaze naturale și energie electrică, în pofida faptului că, iată, vestea bună este că rămâne totuși într-o zonă plafonată, nu? Da, este o zonă plafonată, dar pe de o parte... În anumite condiții, să spunem, da. Sigur că da. Avem această plafonare, iar nu este chiar pentru toată lumea și, în plus, așteptările sunt că, la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, nu va mai exista această plafonare. Ori agricultura, în special, are un ciclu mai lung de producție și de vânzare și atunci... afectată este întreaga, este și intervin foarte mult așteptările în ceea ce privește viitorul. Adică ce se va întâmpla, de exemplu, la toamnă? Am înțeles, sigur că da. E, cum spuneți, anul agricol este lung, să zicem, și începe undeva la jumătatea anului, cel puțin în zona de cereale. E mai complicată, așa cum spuneți, dar... ciclul de producție este mai lung și asta se vede. Care sunt, sigur, întrebarea clasică este care sunt așteptările? Am văzut că Banca Națională venise cu așteptări pozitive, să le numesc, cred că la ședința din februarie. Se vorbește acolo despre o rată a inflației cu o singură cifră undeva la sfârșitul anului și cu o încetinirea creșterii inflației. Credeți că se schimbă ceva după acest 15,5% din februarie? Nu cred. În general, declarațiile oficialilor Băncii Naționale nu se fac sau nu se schimbă așa după o cifră pe care, oricum, foarte probabil că o știau sau o intuiau pentru luna februarie. Uh-huh. Și dacă au declarat că inflația va coboră în a doua parte a anului, sigur că au aceste informații și aceste informații ne sunt, de fapt, disponibile în mare parte și nouă. Pentru că vom avea o bază mai mare, adică, altfel spus, prețurile au început să crească la energie și materii prime în a doua parte a anului trecut. Acum, da. în această a doua parte a acestui an, creșterile nu o să mai fie mari, ținând cont că ele se raportează la prețurile mai mari din anul trecut. E cum spuneți dumneavoastră, specialiștii, e baza de raportare, nu? Adică... Exact, efectul de bază, da. Efectul baza de raportare. Uh-huh. Și atunci, sigur că în a doua parte a anului o să vedem o scădere
ceva mai rapidă a inflației. Este posibil, pentru că, în general, cam în toți anii, cu puține excepții, în perioada de pandemie, deci în anii foarte, foarte diferiți, sau în anii în care a fost secetă foarte mare sau a fost alte probleme, atunci nu au crescut prețul la alimente în perioada de vară, dar în general perioada de vară este o perioadă cu scăderea prețului la alimente și implicit cu inflație mult mai mică sau chiar negativă în anii cu inflație scăzută oricum. Deci din vară și apoi în toamnă o să vedem o scădere a inflației, dar eu personal nu sunt atât de optimist precum reprezentanții Băncii Naționale și cred că nu vom avea până la sfârșitul anului o scădere la o singură cifră a inflației, ci că vom fi undeva la 10-11%, poate chiar pe 12%. Va juca, domnule Cabas, să mai explica și faptul că atunci când inflația e de valoare mai mică, de fapt, înseamnă tot o creștere a prețurilor, nu neapărat o scădere a lor, că uneori publicul larg mai confundă astfel de situații, da, am avut această întrebare de mai multe ori și această nedumerire, să spunem, din partea publicului larg, care spune, păi inflația e în scădere acum și de ce nu scade și prețul produselor la raft în magazine? Exact. Pentru că inflația, dacă este, să spunem, 2%, deci o inflație foarte mică, înseamnă că prețurile cresc cu 2% în comparație cu anul trecut. Nu înseamnă că scad. Dacă inflația este 15% pe an, cum este acum, înseamnă că, în medie, prețul produselor trebuie să fie mai mare cu aproximativ 15% decât prețul acelorași produse în urmă cu un an. Și sigur, vorbim despre medie aici, pentru că știm cu toții, la produsele de bază, la alimente, la energie, de fapt, inflația a fost, adică creșterea prețurilor a fost mult mai ridicată, a fost 20, chiar și 40, 50, chiar și mai mult la sută an la an. Deci, o inflație, așa zis, mai mică, nu înseamnă că încep să scadă prețurile. Ca să scadă prețurile la rast, ar trebui să avem situația deflației, adică inflație negativă. Atunci este... Am avut o perioadă scurtă, nu la un moment dat în niște ani, dar foarte scurt și... Nu? Da, am avut o perioadă de deflație și pentru alimente, de exemplu, deci nu este pentru toate produsele în același timp, adică chiar dacă inflația e ușor pozitivă pe medie, dar la alimente există acest efect de sezonalitate și în general din iulie până în septembrie, chiar octombrie uneori, avem inflație negativă sau avem prețuri mai mici decât în lunile de primăvară la unele produse alimentare, cele care se mai produc încă în România din ce în ce mai puține. Da, din păcate. Sigur că întrebarea cea mai, mă rog, delicată este legată totuși de dobânzi. Adică și o să vă rog, sigur, pe de-o parte să mai aduceți argumentul acesta sau să explicați încă o dată, ați mai făcut-o de mai multe ori, dar poate nu aici la AgroTV, ce înseamnă raportul dintre inflație și dobânzi, adică de ce, iată, băncile centrale sunt nevoite să crească dobânzile într-un moment în care rata inflației crește, nu numai în România, ci și pe plan global. Și în punctul 2, mai mult acid, părea că Banca Națională va mai opri acei pași de creștere ai dobânzii de cheie. Nu-mi dau seama dacă și dumneavoastră credeți acest lucru sau dacă credeți că lucrurile încă o dată se schimbă după acest 15,5. Eu mă întorc la acest 15,5 pentru că mie mi se pare totuși un nivel destul de înalt și, repet, încă o dată oarecum surprinzător pentru mine cel puțin de revenirea inflației. Da, nivelul este înalt și în mod normal, dacă e să judecăm lucrurile normal, nu este ok, nu este normal ca dobânda de politică monetară a Băncii Naționale să fie mult mai mică decât inflația. Ba chiar ar trebui să fie ceva mai mare decât inflația. Deci, pentru că prin dobânda de politică monetară a Băncii Naționale, practic se dă
un impuls sau se sugerează băncilor comerciale ce dobânzi să practice la depozite și la credite. Ori, dacă dobânda de politică monetară este foarte jos, este la 5%, 6%, iar inflația este la 15%, sigur că și băncile comerciale vor avea la depozite, vor oferi la depozite dobânzi tot pe acolo, deci 6, 7%, 8%, maxim 9%, care înseamnă dobânzi real negative, adică dobânzi mai mici decât inflația. Ceea ce nu este, nu numai că nu este normal, dar nici bine pentru economie nu este și pentru ca să-i convingi pe oameni să facă depozite și investiții și să aibă grijă de viitorul lor, să strângă bani pentru viitorul lor. Din potrivă, îi faci să consume mai mult și să nu se uite la ce voi face peste 20-30 de ani și asta nu este bine pentru, în general, pentru viitorul acestor oameni. Dar relația dintre dobândă și inflație este simplă. Rata dobânzii trebuie să fie mai mare decât inflația, cu câteva procente în funcție de riscul fiecărei instituții bancare, de politicile ei, de strategia. Aici vorbim și de dobânzile la depozite și de dobânzile la credite. Deci toate dobânzile din sistemul financiar ar trebui să fie. Trebui să fie un pic mai mari, un pic mai mari aceste dobânzi decât inflația. Ori, sigur, în momentul acesta avem foarte multe dobânzi, mai ales cele la depozite, care sunt mai mici decât inflația. Este un lucru anormal pentru piață și un lucru care nu vom putea trăi și nu este. Cineva plătește acest cost, practic. De acord. Suntem într-o perioadă atipică, ne tot spunem așa, nu? Bine, sunt câțiva ani, de fapt, de când ne aflăm în acest tip de perioada atipică, nu? Da, sigur. Vă rog. Că dinainte de pandemie și au fost mulți ani de dobânzi foarte scăzute, de inflație scăzută și de bani aruncați aproape gratis de băncile centrale introduși în sistem și aruncați în piață, ceea ce a dus la probleme economice și la o supraîndatorare de altfel atât a oamenilor cât și a companiilor cât și a statelor. Dar să spunem că această perioadă a fost oarecum legată de pandemie și de acum de război și mai de alte lucruri care s-au întâmplat. Dar nu este încă o dată o situație normală și nu e bine ca ea să se permanentizeze cum și-ar dori unii investitori, pentru că cei care vor să ia bani cu credit sau vor să facă investiții pe luând bani de pe la bani sau din alte părți, sigur, se bucură de aceste dobânzi foarte mici. Sunteți un bun cunoscător și al sistemului bancar românesc și nu numai. Am observat, de exemplu, că băncile mari s-au întors la a deschide depozite în euro. Credeți că e binevenită această mișcare sau sigur e binevenită pentru că oferă și celor care au economii în euro posibilitatea de a-și construi de a-și constitui aceste depozite? Intrăm din acest punct de vedere într-o zonă de normalitate pentru că mulți ani unele bănci nu au permis aceste depozite în euro. Da, până la urmă, dacă oamenii vor să-și țină banii în euro, băncile trebuie să ofere și e foarte bine că oferă și depozite în euro. Problema iarăși este că și aici dobânzile sunt foarte mici, mai mici de multe ori decât inflația în euro și aici mai este un joc, o politică înțeleaptă, aș zice eu, pe care o face Banca Națională, este că ajută și gestionează cu mare atenție cursul de schimb al leului față de euro. Și dacă vedem, leul este constant față de euro de mulți ani, de vreo 4, 5, 6 ani. Iar dobânda pe care o poți obține la lei în momentul acesta este mult mai mare decât dobânda pe care o poți obține la euro, în măsura în care leul nu se depreciază față de euro așa cum ar trebui. Deci în momentul acesta este mult mai avantajos
să ai depozite în lei decât să ai depozite în euro. Pentru că dacă ai în euro, obții și o dobândă mai mică și în echivalent lei pierzi și prin faptul că cursul de schimb este cursul de schimb constant, e foarte, foarte stabil. Ceea ce foarte stabil, da. Pentru economie e avantajos, pentru cei care au astfel de investiții sau, mă rog, economii, nu e cel mai bun moment, așa cum spuneți. Mai avem doar două minute și v-aș ruga, nu v-am întrebat acest lucru, dar îmi permis să vă întreb de data aceasta că suntem la agro. Știu că, de exemplu, domnul Ionuț Dumitru, care este în branșe cu dumneavoastră, are câteva investiții în sectorul agricol. Dumneavoastră v-ați dus către acest sector sau nu neapărat? Nu, e doar o întrebare de o curiozitate așa mai degrabă personală. Da, am câteva puține, niște bani, puțini bani investiți în companii din sectorul agricol care sunt în listate pe piața de capital, pe bursa deci de valoare. Cele de la bursă, nu? La asta ne referim. Sigur. Și în străinătate pentru câteva, câteva companii care sunt și ele în domeniul, în sectorul agricol, dar doar companii listate, nu am investiții directe în agricultură. Am înțeles. Cred că e un lucru bun și acesta, mai ales că nu sunt câteva companii listate foarte interesante și pe bursa, pe bursa de la București din acest domeniu. Deci, cred da, iar eu sunt preocupat foarte mult în ultima vreme și pe partea de ESG, de climă, asta partea socială și de guvernanță corporativă și atunci mă interesează mai ales companiile care produc care au preocupări în sensul acesta, nu? Bio și cu, mă rog, cu consum mai mic de energie și care respectă normele acestea. Bine, chiar cu riscul, într-un minut, cu riscul de a-i supăra pe unii dintre telespectatorii noștri, apropo de preocupările dumneavoastră, credeți că Comisia Europeană e pe drumul cel bun apropo de acest pact verde sau e cazul poate să mai indulcească sau să mai atenueze un pic schimbările care, sigur, lovesc și agricultura românească și agricultura europeană? De ce nu? Care este opinia dumneavoastră așa la final? Cineva trebuia să aibă curaj să facă pasul acesta. Pasul acesta nu poate veni din America pentru că acolo lobby-ul business-ului, afacerilor este foarte puternic și nu există suficientă voință politică. În Europa este cel mai bine, adică cel mai bine plasată din punct de vedere al voinței politice de a face trecerea la economie verde și la produse mai curate și mai blânde cu mediul. Deci eu mă bucur foarte tare, dar sigur că vor fi costuri pe termen scurt și mediu, cel puțin, energie mai scumpă, produse alimentare mai scumpe și multe alte lucruri. Vă mulțumesc foarte mult pentru analiza dumneavoastră și pentru prezența la Agro TV și iată și pentru aceste lucruri pe care le-a spus la final, pentru că ne interesează că atunci când vin din partea unui profesionist ca dumneavoastră. Mulțumesc, la revedere! Vă mulțumesc! A fost alături de noi domnul Dragoș Cabat, analist economic, membru al CFA România, este o societate de specialiști, analiști financiari recunoscută pe plan internațional și pe plan mondial. Ne oprim aici cu prima parte, dar rămâneți cu noi, revenim după o scurtă pauză. Vă spuneam că discutăm despre un fermier care a avut această idee, înțeleg că nu este la în primul an când face acest lucru și anume de a oferi două burse de studiu. Rămâneți cu noi, discutăm pe această temă și pe altele imediat după pauză. Ne întoarcem.